Polițiștii de la frontieră au descoperit în bagajul unui șofer 300 de comprimante și 60 de fiole cu substanță anabolizantă. Bărbatul a primit o amendă de 33.000 de lei pentru contrabandă cu substanțe interzise. Nu a fost singura infracțiune descoperită la frontieră în filtrele organizate recent. Un alt bărbat transporta în mașina personală peste 5.000 de articole pirotehnice pentru care nu deținea și acte. Marfa urma să o vândă pe Piața Neagră din Iași.